Oare ce urmează? Bun! Și apoi? Sammy, unde ești? E cineva? Aprinde lumina! Sammy, ce s-a întâmplat? Eu citeam Harry Potter și erau niște monștri! Am fost așa speriat! Păi, mai speria și pe mine! Trebuie să rezolvăm cumva treaba asta! Da, dar ce putem face, Sue? Ei bine, suntem meșteri! Hai să facem o veioză specială Harry Potter doar pentru tine! Urmează-mă! Ok, dar ar fi bine să facem repede! Salutare, prieteni! Azi o să facem ceva super cool! Da, o să am o veioză magică al cărei scop va fi să mă salveze de monștri! Iar ăsta va fi primul strat al veiozei noastre! Sammy, ce culoare să alegem? Nu știu, poate mov? Ok, și vom avea nevoie de o paletă. Poți să-mi aduci vopselele, te rog? Vom folosi albul drept culoare de bază. Și acum îl vom combina cu mov, corect? Exact! O să amestecăm cu grijă culorile cu un bețișor din lemn. Așa! Susie, poftim o pensulă! Doar nu aveai de gând să pictezi cu degetele, nu? Mersi! Acum e timpul să colorăm primul strat. Să începem! Apropo, Sammy, ce știi de Patronus din poveștile cu Harry Potter? Nu e un fel de vrajă care te poate salva de ceva? Nu, e o creatură magică pe care o poți invoca prin vraja Expecto Patronum. Creatura te salvează de obicei de dementorii înfricoșători. Oh, Hugh, nu știu de ce, dar e cam înspăimântător și frig aici! Nu te teme, Sammy! Hai să găsim un Patronus pentru tine! Mi-aș dori ca Patronusul meu să fie o bomboană M&M uriașă! Ar fi amuzant, dar nu poate exista un astfel de Patronus! Ce? Cum adică nu poate exista? Ce mă fac? Atunci care e cel mai potrivit Patronus pentru mine? Păi, Dumbledore, de exemplu, îl avea întruchipat într-un fenix frumos! Wow! Așa? La fel de grozav ca mine? Zboară cu mine, Sue! Oh, Sammy, termină! Of, cred că fenixul nu e chiar genul tău! Hai să alegem un alt animal pentru tine, bine? Dar, Sue, mi-a plăcut așa mult să fiu un slime fenix greu de prins! Ce altceva pot fi? Ce zici de pisică, Sammy? Sunt foarte pufoase și jucăușe, exact ca tine! Apropo, dragilor, am terminat deja primul strat! Hai să trecem la celelalte! Al doilea strat al DIY-ului ar trebui să fie mai deschis la culoare! Sammy, ți-ai ales deja animalul? Păi, ador pisicile! Sunt drăguțe cu mustățilele haioase! Dar cum mă pot salva de dementori? Ai uitat de ghearele lor ascuțite? Nu știu, Sue! Mai ai alte variante? N-ar trebui să refuz pisicuțele totuși. Vrei să știi ce aș alege eu? Normal, Sue, spune-mi. Sunt tare curios să știu ce animal ai prefera. Păi, cred că Patronusul meu ar fi un iepuraș. Sunt atât de drăguți și pufoși și cred că semăn cu unul. Eu credeam că motivul e că ești rapidă, iscusită și săltăreață ca ei. Sue, ce frumos iese. De fapt, un Patronus iepure i-a aparținut lunei Lovegood. E așa de drăgălașă, ca un iepuraș adevărat. Suzy, ce Patronus a avut Hermione? A avut un animal tare neobișnuit, o vidră. Este animalul preferat al scriitoarei J.K. Rowling. Mai mult, ea s-a asociat cu personajul lui Hermione Granger. Suzy, mi se pare mie sau DIY-ul nostru e iridescent. Ai dreptate, se numește degrade. Fac asta ca să creez o atmosferă misterioasă, dar nu înfricoșătoare. De-aia am ales culori deschise și plăcute. Și asta mulțumită cui? Cine te-a îndrumat? Scuze, domnule Slime, data viitoare nu o să uit să te menționez. Ai vrut să colești tu toți laurii, nu-i așa? Hai să adăugăm un pic de roz pe marginea interioară a ramei, ca să creăm un efect de luminozitate. Sammy, știi ce Patronus a avut Ron? Da, un terier! Exact! Și știi o chestie interesantă despre asta? Vreți să o aflați, prieteni? Atunci abonați-vă la canalul nostru! Hai să colorăm în continuare! De data asta vom folosi niște roz. Dragilor, Ron avea un terier pe post de Patronus cu un motiv. Câinii ăștia sunt faimoși pentru că vânează nurci și vidre. Vidra era Patronusul lui Hermione. De aia Ron o urma peste tot. Suzy, e așa romantic! Oh, cât de drăguț! Sammy, apropo, îți aduci aminte de ceva animalul ăsta? Nu, Sue, nu-mi vine nimic în cap. E Patronusul celui mai faimos vrăjitor, Harry Potter.
Corect! Vrei să-i invoc un degrade pentru tine? Bibidi-bobidi! Sammy, alo! Ai uitat că magia în afară lui Hogwarts e interzisă? Ups! Oh, ești așa impacientat, Sammy! Mereu încerci să-ți folosești magia peste tot! Dragilor, după cum puteți vedea, o să ne terminăm cerbul! Ok, se pare că nu e nimeni aici. Ok, bun, să începem. Bibidi, bobidi. Sammy! Ce? Unde? Cum te-am văzut? Ah, slime-ul ăla mic și agitat. Iar încearcă să facă o magie. Eu nu sunt expert, dar patronusul n-ar trebui să fie alb. Da, patronusul e plin cu amintiri intense. Așa că hai să-l păstrăm pe cel alb. Bun, atunci o să-l iau eu pe ăsta. Fiți pe fază ca să vedeți ce se întâmplă în continuare, dragilor! La 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 la! Asiu, am decis să te ajut, nițel! Wow, ai început deja să colorezi cea de-a treia ramă? Ai observat că fiecare ramă e mai deschisă la culoare decât cea precedentă? Wow, într-adevăr, Siu, de ce e așa? Avem nevoie de asta ca să creăm un efect captivant pentru DIY-ul nostru! Așa veioza o să pară magică! Arată ca o pădure magică și Harry avea un prieten pădurar. Îmi place de el! Da, Hagrid a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Harry. Hai să ne grăbim, nițel! Bun, e gata! Superb! Hai să trecem la următoarea ramă! Prieteni, uitați ce brad drăguț! Hai să-l pictăm și pe el! O să-l facem turcoaz ca să fie în ton cu paleta de culori a veiozei noastre. Sammy, știi de ce mi-amintește culoarea verde? Slytherin! Ah, da, și mie, Siu! Dar și de șarpele ăsta! Brr, nu-mi place de Slytherin! Da! Apropo, știi ce patronus avea Voldemort? Stai, Siu! Nu! Ai uitat că pe el nu trebuie să-l pomenești? Ok, Sammy, deci știi tu cine nu avea deloc un patronus? Ce? Cum? Dar de ce? Nu înțeleg! Pentru că el era de partea Întunericului și patronusul te protejează de forțele Întunericului. Wow, așa e! Nu mi-aș fi dat seama singur! Sammy, ai putea să mă ajut să pictăm cel de-al doilea brad? Nici nu trebuie să mă rogi, Siu! Am făcut deja asta! Ia uite! Bravo, Sammy! Ei bine, dragilor, suntem pe ultima 100 de metri! Fiți pe fază ca să vedeți rezultatul! A mai rămas atât de puțin! E ultima etapă, fundalul! Siu, și ce culoare să alegem pentru el? Am decis să renunț la nuanțele de violet și să adaug un strop de albastru! În ultima ramă vom avea cerul și luna! Profesorul Lupin se temea de ea, ți-amintești, Sammy? Dar nu mai țin minte exact de ce era frică de ea, Siu. Pentru că luna l-a transformat într-un vârcolac. Corect! Un vârcolac adevărat! Ultimul retuș și... ultimul strat e gata! Acum putem asambla veioza. Ăsta e suportul pentru ramele noastre. O să le inserăm aici. Așa, ăsta e primul nostru strat. E 3D! Așa e, Sammy! Dar ăsta e doar începutul! Dă-mi următoarea piesă! Și voilà! E timpul să ne fixăm! Hei, stai! Vreau să-l pun eu! Scuze, Sammy! Ok, atunci lasă-mă măcar să fac o inspecție! Oh, wow! Ce frumos! Ce cerb! Acum vin și brazii noștri! Hai să-i punem aici! Și ultimul strat e cerul nostru misterios! Siu, ai făcut totul atât de repede! Cum de tu poți folosi magia și eu nu? Eu pot folosi magia pentru că nu sunt un slime mic! Corect! Uită-te la el! Aici e întrerupătorul veiozei! Ce lumină uimitoare! Priviți cum strălucesc stelele! Genial! Dragilor, vreți să admirăm DIY-ul magic?
acum nu o să mai fii speriat, Sammy! Oh, mersi! Ce veioză frumoasă! Nu mai e frică de nimic cu ea! E timpul să ne luăm la revedere de la prietenii noștri, Sammy! Pa, pa, dragilor!